microbiști și amatori ai fotbalului. Astăzi am ajuns la Orhei, una dintre capitalele fotbalistice, pentru a susține pe Vulturii Roșii. Știi cine joacă astăzi? Da. Cine joacă? Milsami. Cu cine? Aia nu știu. Din Finlanda. Despre echipa Milsami, ați auzit? Nu, dar și eu. Echipa de fotbal. Ceva genul ăsta am auzit. Astăzi joacă pe stadionul Orășănesc. Mergeți? Da, de ce nu? Da, echipa din oraș. Nu joacă, știu. Trebuie să rendeze stadionul nostru. Nice. Dar unde așa frumos dumneavoastră vă duceți? La un nuntă. E sărbătoare și răsună. Sunteți mireasă? Da. Dar sunteți așa de frumos. Naș sunteți? Da. Dar să fost nașă, vă duceți azi la fotbal? Dar de ce nu? Nu duci la fotbal, văd că așa ești tu. Nu duc ca muia. Dar tu ești fotbalist? Oleac, da. Bineînțeles că suntem foarte curioși să fim, să ne prezentăm. E sărbătoare și răsună. Suntem invitați. Invitați la anunț? Da. Eu mă presează tot Orheiu, azi e la anunț, nimeni nu e la fotbal. Vă mergeți la fotbal? Mergem uneori. Mergeți la Milsami, vă uitați? Da. Ce vă place cel mai mult la echipa aceasta? Sunt foarte energici. Pe că nu le aleargă la florerie, alții la schimbul valutar, pentru ca să pună ceva consistent pe masă, iată tot din nuntaș. Azi joacă Milsami, să n-a avut nuntă, vă duceți la ceremonie, vă duceți la echipă să vedeți cum joacă astăzi. Numai decât, nu aveți să ducem, aveți să ne ducem. Dar ce știți despre echipă? Știm că ocupă un loc foarte bun amoi la noi în țară și are șanse foarte mari. Centrul orașului Orhei, direct pe stadionul Milsami, acolo unde Vulturii Roșii se vor întâlni cu o echipă finlandeză, cu Scupio. Le doresc succes băieților noștri! Sperăm să câștigăm! Cum este echipa față de cum era în trecut? Este mai puternică, mai bunișoară. Ce e mai important pentru fotbaliști? Iubirea sau fotbal? Iac mereu în pat când sunt soare. Eu n-am vrut să-mi spun. Serios? Da, nu nimeresc poarta. Dar care nu mai nimerește poarta de când e însurat? Aici te-ai simbriat poarta. Orheiul este azi pe la anunțul cu Mătric, dar de fapt tot Orheiul astăzi a venit pe stadionul Milsami pentru a-și susține echipa preferată. Cups a recuperat posesia, Vairinen, mai departe pentru Gabriel Bispo, intră în careu, șutează și este 1-0 pentru Cups. Cu zidul la distanța regulamentară, urmează o centrare, lovitura de cap și este gol! Marchează Radu Gânsari, 1-1! Iată că am simțit, prieteni, golul plutea în aer. Hai, Milsami! Mai, așa, mai ești la dăpărul. Văd că ai noștri au reușit în prima repriză, au început slăbuți, dar văd că au reușit finișor. Vedem deja rezultatul. Un mesaj pentru băieți. Succes! Asta contează și cap limpede și multă încredere. Cum a fost prima repriză? Prima repriză a fost cam monotonă din partea echipii Milsami, dar până la urmă s-au reușit un gol foarte frumos dintr-o poziție care e neordinară, așa spune din punct de vedere, dar e bine că e 1-1. Sperăm la un câștig măcar 2-1. Și este 2-1 pentru Cup Scupio. Fază fixă și marchează finlandezii. Meitinen, foarte bun în această partidă, Meitinen. Saltă mingea peste Emil Tâmbur și este 3-1. Un contraatac și
Este 4-1. Pasa lui Gabriel Bispo. Găsește pe Valencic și este 4-1 pentru Cluj. Fluieră finalul acestui meci, arbitrul Trustin Farugia Khan din Malta. Ce nu a mers în această seară? Не пошло сама игра из-за того, что не нуждались они, наверное, мне кажется, в победе своей. Вот я смотрю, номер 22 вообще вышел для чего. То есть замены были созданы. Нам все дорицы к штиде мясами, дары. Сведика. Кам трис пентру миник, мясами пердут. Ши... Ты же фан на рейд мясами? Да. Номер 1. Câștigă, nu câștigă. Cu ce emoții vin acasă și cum de fapt depășiți toate chestiile astea? Pentru că depășești împreună cu familia, îmi dau seama. Emoțiile sunt mari, diferite și de fiecare dată. Consider că jucătorii trebuie încurajați atâta timp cât ne vom ocupa doar să le spunem că nu ești bun, nu ești bun, nu vor fi buni. Ei sunt buni, vor fi buni. Dar n-a fost fie, băieța a dat curaj, a jucat foarte bine. A marcat un gol foarte, foarte frumos. Vedem aici un fan base de al tău, dar personal, asta sunt viitoarele fani? Da. Păi, idei n-am, idei n-am. Iubirea noastră! Din păcate, nu a fost această seară a Vulturilor Roșii. Scorul final a fost de 4-1 în favoarea echipei finlandeze. Le dorim succes băieților pentru că s-au calificat în a doua etapă Conference League. Ne vedem într-o nouă ediție la Firul Ierbii.